față și... Aaa, mașina de-mi place mie cel mai mult și mai mult. Deci cred că e la plafonul ei la limita capotei. Este cea mai mare mașină de-am filmat-o până acum, după un camion. Foarte, foarte mișto poziția de condus. Acum înțeleg pe americani. Bă, numai un american se putea gândi la chestia asta, dar garantez că este mega, mega utilă. Încă o dată mă convinc că tot ce mi s-a spus despre mașinile americane nu este așa. Dragii mei, vă invit să gândiți capitaliști și să fiți capitaliști în tot ce faceți. Lăsa trotinetele pentru chinezi. Salutare! Sau Dani nou... Mocanu de Craiova. Da, nu mai spuneți așa. Avem aici un frumos exemplar de... mașină mare. De face gaură în buget. Este cea mai mare mașină de-am filmat-o până acum, după un camion. Ai făcut și camion? Da, două chiar. Dar asta este mașină, adică auto-utilitară. Și este... știi că e rudă cu Peugeot? Nu? Cu Fiat. A, da, stai că i-au cumpărat... Pentru că este astăzi Dodge și... Cine, italienii pe ei sau ei pe italieni? Dodge este parte din grupul Stellantis. Păi știu că e parte, dar nu mai știam cine, care, cum s-au cumpărat pe acolo. E, hai să zicem, o bucată de America adusă în Europa. A. Da, dar asta nu e făcută în Europa. În... nu, este făcută în două state americane, Missouri și încă unul. În China, niciun caz. Dar poate mai are produse din China. Dar este făcută în Mexic și în Australia. Da? Asamblată, mai bine zis. Este ceea ce se numește Dodge Ram. Un monstru mecanic aflat astăzi la a 5-a generație din 1981. Nu e așa veche ca cea mai vândută mașină americană. Dai seama, se pui și o remorcă după asta. E interesantă tehnologia aia cu de towing la ea. A, butonul ăla de te bătu pe tine. Exact. Cea mai vândută mașină din state este Ford F-150, care astăzi este la 14-a generație. Ăla e de la cârligă, ăla iasă cârligul și faci da. Nu știu cât păi lungimea. O să ne butonăm la el puțin. Nu știu de unde să începem. Să-l rugăm pe cameramanul nostru să se apropie de noi și să... Bine, nu o să-l rugăm să se bage pe sub iau, da, să niște mă bag cauciucuri eu. De ăștia care costă cât mașina mea. Ba da, hai să începem cu cauciucurile chiar. Vino încoace. General Grabber este un producător de anvelope dedicate de off-road. Evident, fabricate în aceeași țară cu mașina. Iar sunt un HTS. Mă rog, ca dimensiune cred că este o roată de 35. Zic eu. Iar știi ce a făcut Dodge interesant la mașina asta? A renunțat la foile de arc pe spate și mașina asta are arcuri elicoidale. La fel ca Jeep-ul Grand Cherokee. Evident, punțile fixe. Sunt da, erau vecini acolo și cred la că locul lor. Au mai furat una de la altă. Ce arată pe dedesubt? E impresionantă. E totul masiv, totul e uriaș aici. Sunt mai multe variante, cu două locuri, cu patru locuri, benă scurtă, single cab. Despre capacitatea de transport și de încărcare nu știm să spunem mare lucru. Da, doi paleți intră. Dar exact, intră. Ne uităm puțin și la partea din față, la după suspensia față. După aia te legăm cu pinge acolo, în spate. Unde iară lucrurile efectiv sunt uriașe. Dă-mi te rog. Dar pe față nu mai avem punți fixe, avem planetare. Două brațe. Ne uităm și pe sub capotă? Da, ne uităm și pe sub capotă. Sub capotă este un monstru. Sincer, n-am saltat-o niciodată, nici nu știu de unde se deschide. Se deschide de undeva, trebuie să se deschidă. Pam, pam. De aici te descurci, că eu n-ajung la el. Teoretic mă descurc. Da. Practic, ia uite, 2 litri. Trebuia să luăm scara. 2 litri turbo. Aici
Eu zic că este apogeul tehnologiei pe benzină. V8. Hemisferic. Cam seamănă cu 1.6 la meu de benzină. Nu, nu. Mașina asta chiar nu are nimic în comun cu niciun produs de la Volkswagen. Tehnologia din motoarele Hemi este completă, complexă și sofisticată și e ușor de găsit pentru cei care vor să o studieze. Uite, scrie acolo, engine oil, știi? Exact, noi ne vom limita la lucrurile astea simple. Oricum, și Chrysler are... Dar știi, știi că am mai avut mașini americane și la ăștia americane scrie că la proști. Da, păi... Mă rog, asta, și motoarele astea sunt evoluate și sunt revizuite cu fiecare generație. Mai am un prieten cu Chrysler C300, scrie Dor Adar sau nu știu, știi ceva, tot în americană, ușă deschisă. A, Dor, da, da, Dor Hambar. Iată că o să-l luăm și pe la o dată să-l... Și să te uiți acolo în bord, când e ușa deschisă. Este un motor compact montat jos. Pentru zita mai monstru ăsta te-ai aștepta să vezi compartimentul motor plin, dar pe lângă el mai sunt niște adiacente. Mai e loc mult. Cred că ar fi... E pentru motoarele alelalte mai mici. Păi ăsta e 5.7 și peste ăsta mai e un 6.7 sau 6.3 mi se pare. Sau 6.3, adică... Dar cred că în original ele pot fi sau au fost gândite și pentru V12 chiar. Da. Pentru că mai e loc de încă un motor aici. În rest, mașină simplă, ușor de servisată, evident, trebuie să te cațeri pe ea, dar ai totul la îndemână, ai totul ușor de reparat, deci în partea de accesorii, cu rele. Uite, a dormit și o muță aici. La căldurică. Da, mă rog. Păi aici e căldură multă. Aer mult. Uite la ventilatoare cât atulumbă are. Să țină acolo aerul. Da. O chestie foarte interesantă, ceea ce am văzut și la modele Toyota, toate prinderile la furtune sunt coliere care pot fi operate cu clește. Nu avem racorduri de plastic. Avem la multe mașini europene premium, care după un ciclu de încălzit, răcit, și iar încălzit și iar răcit, vor face crank. Dacă nu umbli la ele, nu fac. Uite, exact genul ăsta. Vezi, colierul ăsta poți să-l operezi oriunde, cu un clește. Da. Bă, arată impresionant și mă bucur că și îți mulțumesc că datorită ție am filmat, astăzi, cea de-a treia mașină emblematică. Vedeți că a fost Evo, a fost Mercedesul la SE și acest monstru de astăzi. Ești tare. Tot timpul am spus că esențele tari sunt în ambalaje mici. Bun. Știi că nouă românilor ni s-au tot spus că mașinile astea americane sunt proaste, nu sunt bune, da. Sunt foarte slab construite, nu e nimic de calitate în ele. Uite, după ce am avut contact cu câteva dintre ele, am descoperit că nu prea e așa. Într-adevăr, nu ai... Sunt toate desenate chestii, mai dintr-o bucată, așa, știi? Nu ai chestii sofisticate, dar... Uite, ca la american, pătrățoase. Cheder peste cheder, pentru liniște în habitaclu. Observăm că... Noi n-am curățat mașina, este o mașină care muncește și care merge zi de zi. Nu ai zone murdare, nu ai urme de praf, că nicăieri. Știi? Foarte multe spații de depozitare, însă o problemă care am văzut-o amândoi în timpul mersului, ușa este atât de lungă și coboară atât de mult încât din scaun nu ajungi în buzunar. Pentru că e o distanță uriașă. Adică, ia uite, să mă urc eu acum. Până aici pot ajunge cu mâna. Și mai intră o mână, adică... Mai intră o mână în buzunar. Multe chestii interesante pe aici. Uite, să ne uităm la șofer. Cineva, un american deștept, a pus o chestie foarte... Poate fi, nu știu dacă este de fabrică sau este un accesoriu retrofit, dar o chestie foarte cool pentru pahare, sticle. Asta se scoate, deci un burete banal, care nu cred că are un cost mare de execuție, dar aici îți va încăpea o sticlă mică, o sticlă mare, un pix, un ceva, iar în restul buzunarului... Restul buzunarului, chișca de bani,
știi, pentru benzină, pentru ea. Bă, chiar sunt curios cât consumă, dar cred că dacă nu abuzezi și nu forțezi, și bineînțeles, nu tractezi, nu e cum nu merge lucrurile acum neîncărcată. Nu, am impresia că poate avea și asta un safe mode din ăla, știi, să, pe oraș să-ți meargă câțiva cilindri și când te dai la ea... Știu, sincer, nu știu. Ca talibanul dacă, atunci să... Dacă are dezactivare cilindri. Cred că nu poate, nu știu, pe motor, pe Hemi, dacă poate să existe. Mă rog, din nou, îți iau astfel de mașină, locuiești în Texas. RS sau în la... Las Vegas aici. Un RS trebuie să luăm, să vedem acolo. Da. Și nu știu nici, nu știu nici ce capacitate are rezervorul, pentru că fii sigur că... Cât mai mare? S-ar putea să sară de 100 de litri. Bun, vezi tu amabil să te urci la volan. Mă urc eu la volan? Și să ne jucăm puțin la cea mai tare invenție care am găsit-o la mașina asta. Așa. Trapa. Robi, deschide trapa, te rog. Bă, nu deschide o trapă. Îi dau și o cheie? Dă-i și o cheie. De fapt, nu. Trezește bestia. Să deschidem trapa. Dar de fapt nu avem trapă. Ia arată ce se deschide, du-te în spate. De fapt, e o trapă în spate. Ia închide, Robi. Bă, numai un american se putea gândi la chestia asta, dar îți garantez că este mega, mega utilă. Știi de ce? Duci în spate... Păi, trebuie să așez oaiele. Nu, duci în spate cu tine un cățel. Da. Asta am impresia că are legătură cu chestia asta, cu pasiunea americană pentru animale. Mă uit însă la presiunea din roțile mașinii astea. De-aia vezi că ligul ăla iasă de acolo. Deci mașina asta are presiunile de umflat, din pneuri, aproape ca mașinile electrice. Cârligul? Și o să mai vedem și chestia aia, da. Ia, butonează pe acolo, vedem ce se întâmplă. Dar cred că nu se întâmplă. Cred că este altceva acel buton de reglaj al tăului. E în zero acum. Da, aici ți-a arătat un gain, dar nu știm ce face exact, pentru că din nou... Foarte interesant este că pe mașinile astea sunt transmisii automate de la 4 viteze la 8 viteze, făcute și intern, făcute și de ZF și de iSIN. Probabil în funcție de motorizări. Ia să scrie pe Made in USA? Nu scrie nimic. Scaune electrice. Nici pe bricheta mea nu mai scrie. Ia să cobor un pic, să filmăm și instrumentarul de bord, să ne uităm. Înainte să plecăm la drum, să le vedem așa, la fața locului. Uite, comenzi electrice pentru scaune. Da, mă, mi-ai deranjat scaunul. Ia să vedem cât și de ăsta ce-o fi, butonul de panică, de eject? În spate. Nu, e pentru umflat spătarul, probabil. Da. Da. Lucruri simple de bază. Cât de greu te urci în ea. Uite, ai mâneri colo, ca la Jeep-uri, să te urci în ea. Da. Un instrumentar de bord mega complex, cu vaste informații care în prezent nu le mai la decât la puține mașini. Ampermetru, temperatură ulei, temperatură apă, nivel combustibil. Ia să vedem ce ne arată. Plus and press enter to up. Wow. Customizabil, deci poți să spui busolă, temperatură exterioară, acum să le pui timp, range, oho, range to empty, consum mediu, 13x4, da, că nu are mult, 13x4, na. Tripul A, tripul B, trip cu remorcă, trailer bag gain-ul ăsta, nu știm ce este, sau nimic. Și hai să lăsăm. Cred că își calculează ea singură, dacă ai remorcă după ea și frânele pe spate. Probabil că da, ceva de genul ăsta, hai să lăsăm range-ul. Și temperatura de afară. Uite un câine. Bun, mai departe, dreapta sus, stânga jos, nimic. Ia să-i punem ceva, asta în stânga jos, cum se numește, busola. Foarte cât. Mai arată un ceas aici, pe mijloc. Stai că la e altceva, da? Ne uităm și la ăla ce... Uite și mail, primești mail acolo. Primești mail. Și dreapta jos, ce putem să mai avem? Timp. Range, consum mediu, consum instantaneu. Așa, s-o lăsăm așa. Bun. Dacă arată interesant.
Comenzi vocale, văd. Nu are mesaje stocate. Radioul. Ăsta este tot din trip, practic. Uite acel gain, vezi? Da. Stai computerul, o să te ținem așa să resetăm. Înainte să plec, stai B-ul. Să resetăm A-ul. Când plecăm. Range-ul. Nu e curentul. A, da, mă, uite, arată... Vezi pe ce ești acum. E foarte șmecher, să știi. Vezi foarte, foarte șmecher, da. Și bordul. Da? Și acum pe speed. Hop, deci și acum ți-arată mașina. Foarte șmecheră chestia asta pe aici. Și acum ăsta ca rezervorul. Adică e un bord evoluat. Sincer, eu n-am văzut la nicio mașină să-ți arate așa ca la... Păi, chiar ți-arată ca pentru proști, exact, știi? Da, asta e, că pentru că, din câte am înțeles, pe la americani majoritatea sunt... Sunt mai așa, știi? Nu. Eu cred că ei le fac ca să placă la toată lumea, știi? Mamă, cât a... Ia, ține puțin. Bă! Trebuie să te joci din buton. Dar nu este reglabil decât în înclinare, nu și în profunzime. Poate fi la maxim, ia, în spate nu se dă. Nu, dar probabil poate fi alt buton. Nu, nu e alt buton. E, are legătură cu setup-ul mașinii, cu tipul ei de construcție. În fine. Ia urcați-vă, hai urcați-vă în ea să dăm bătaie un pic, să ne mișcăm puțin. Vrei tu să mergi? Păi vreau să mergi eu puțin și pe urmă mergi tu. Ca să, să filmăm puțin și zona asta de comenzi pentru climă, pentru sistemul multimedia, care este chiar identic cu cel de pe Jeep-ul Grand Cherokee. Eu am filmat un Jeep Grand Cherokee. Și când te simți o divă. Da. Îți îngheață mânuțele iarna. Da, intuitive, sincer. Nu poți să le zici că nu. Aici dacă cauți ceva, găsești. Îți dai seama că de aici mai cald, mai frig. Iar ăsta are foarte multe chestii la nivelul anilor din generații din care vine. Da, uite, are și miros dimuri, ce-o fie? Asta. Uite, cal 911. Chiar, Asis 911, da, interesant. Stai pentru poartă, mi se pare. Dar totul e mare, totul e mare și... Dar aici n-ai cum să nu găsești ceva când cauți. Bun. Hai să resetăm astea pe aici. Să le ascundem. Dar văzuși că are și de descuiat și pe ușile din dreapta. Pe ceea ce e uretrenele. Torpedourile și cotiera, chiar uriaș. Nu mai vorbim de... Asta știi pentru ce e aici? Pentru electrice. Păi da, de aici îți încarci mașina electrică. Și sincer, cred că îmi dă încapă de acea spring. Foarte multe buzunare, nu? Așa, nu? Asta e o trapă. O dată. Și aici e o cutie. E frigiderul. Sistem comenzi pentru sistemul 4x4, reductor, blocant, mod auto. Nu o să mergem cu ea în 2 wheel drive, nu o să mergem cu ea pe nămoale, pe chestii din asta. O să mergem cu ea pe stradă. Wow. Service, park sense, senzor, ca orice mașină americană. Activoși tu ăștia. A, da? Gata. Vezi, are ca la BMW-ul, îl activezi, îl dezactivezi. Front park sense on, rear park sense. Nu, nu, lasă-i cumva. Nu vrea să se stingă. Deci știi cum te simți? Am impresia că sunt într-un camion. Un camion ce e? Da, chiar camion. Bine, un mini camion. Schimbă camera pe wide, apasă pe 06 ăla, ca să avem mai multă viziune așa asupra... Ba. Uite cât de mică Kia în oglindă! Păi oglinda cât e? Foarte, foarte mișto poziția de condus. Acum înțeleg americani. Mă înțelegi? Adică îmi dau seama că de ce vor lucruri din astea mari. Eu știi cum văd problema. Fiecare țară își face mașinile sau mai și-a făcut mașinile de care are nevoie. Bă, ce tipuri de drumuri avem? Ce necesități au cetățenii, populație, ce vrea să facă? Păi cu mașina asta transporti orice poți transporta pentru orice fel de activitate
industrială și, ce, și să zicem ce poate fi manevrat de oameni fără necesitatea de a descărca cu o macara sau cu... Și un camion poți să cări cu el. Mă rog. Dar, bă, bă, ce mașină și asta, bă. Încă o dată mă convin că tot ce mi s-a spus despre mașinile americane nu este așa. Deci nu este deloc așa. Păi probabil ce s-a spus de la alții care nu au condus, dar ei știau... Nu, tocmai, tocmai. Ce, că au condus? Oameni care ar fi trebuit să vadă lumea autocorect, cumva. N-ai cum, să nu, n-ai cum să nu te simți ok într-o mașină ca asta. Într-adevăr, cred că în orașe este greu de manevrat. Da, și să o parchezi. Sau să o parchezi, dar crede-mă, în a, la deplasări, în afară, bă, tati, aici vezi drumul, vezi tot, vezi în oglinzi, vezi... Foarte plăcută și foarte manevrabilă și cât e de mare, atât e de, de, nu știu, light, așa, în condus. Și observ o chestie la mașina asta. Motorul ăsta nu are start and stop. Păi ce-ți trebuie? Mă gândeam că poate are. Că știi că ăștia nu, nu sunt ei cu mediul cu alea americani. Ce am mai butonat eu pe aici în timp ce veneam încoace, mașina asta nu are altă limbă pentru interfață. Aba, da, are. A, are engleză, spaniolă și franceză. Mi se păruse chiar imposibil să nu aibă, dar n-am găsit. Fuel saver display in cluster, iar salvează și combustibil. Multe chestii pe aici. Da, care... Foarte complex, să știi, adică nu mi se pare deloc în urma europenilor din aceeași generație, știi? Hai că și tu pe Touareg ai câteva chestii. Păi asta zic, nu-i, dar nu e alt, mi se, diferit sau nu știu, ne-ok, ne-rămas în urmă, știi, domnule, mașina americană este în urmă. Da, uite, vezi, asta are și cameră, backup și poți să te uiți din mers. Exact. Oh, the beast. Padelele sunt în spatele volanului, dacă nu știi, trebuie doar să pui mâine, nu știi de ele, nu, nu le vezi altfel. Uite, are, mergem într-un mod eco acum, cred că are ceva, uite, nu mai e în modul eco. Aha. Cred că e ca la alea electrice, știi, stă pe hibrid până... Mă, bagă ceva la încărcat acolo, cred că poți încărca o Dacia Spring. Da. Și în spate și aici. A, impresionantă. Pa oricum, un Spring îl iei, îl pui în spate în benă și când ajungi în oraș, îl dai jos. Impresionantă mașinărie, să știi. Uite, un cric. Am și eu unul. Uite, acum e neco, da, probabil că... Bă, trebuie citit. Dar nu cred că poate să facă Hemi dezactivare cilindri. Eu nu cred, adică... Ar scrie. Tu, four cylinder mode sau ceva de genul ăsta. Dar nu-ți dă impresia că e lent? Uite, uite. La o simplă apăsare de pedală. Buf! Cutia schimbă foarte, foarte bine. Probabil că pe varianta asta e cea cu 10 viteze. Mă gândesc că sunt puse în funcție de puterea motorizărilor. Nu ți arată însă în ce treaptă de viteză ești. Poți doar să le numeri. Să pleci de pe loc și să începi să numeri. Dar de-a dreptul impresionant. Impresionant. Iar până pe centură și pe urmă te urci tu că vreau să stau și în dreapta să văd cum mă simt pasager. Și totuși e foarte rigidă mașina. Bă, la mașinile astea se poate jongla foarte mult cu presiunea pneului. Asta chiar trebuie să o înveți. Pe unde mergi, ce cari, cât cari. Pentru că la cât volum de aer este în roată. Sau uităm pe colegia să-i dăm blițuri. Îi dăm blițuri. Dă-i. Dă, bă, și tu, săracule. La cât volum de aer este în roți. Atunci să băgăm la ăștia în curte, că băgăm multe camionete, să facem așa o diferență. La Toyota? Toyota, Sangheng, ce mai văzut eu pe acolo. Hai, vreau să fim serioși.
mișto mașinărie, să știi. Mișto de adevărat. Și îți dă sentimentul că poți să te duci ca oriunde. Bine, probabil că nu știu, un regim de viteză de autostradă, dacă nu va face zgomot de vânt și nu va fi instabilă, că e un monstru. Dar nu cred că e așa instabilă. Nu cred că ai nevoie să mergi cu ea la o viteză exagerată, nu e făcută pentru așa ceva. Pe la 100 la oră, asta zic, e, dar cu asta poți merge cu 100 pe orice drum. Da. Știi? A, dacă ați văzut că port o șapcă cu Ford, este pentru faptul că am fost convins că mașina... O băgăm lângă asta, lângă Fordul ăla. Am fost convins că este un F-150. Deși știam de ceva vreme că trebuie să filmă mașina asta, eram convins că este Ford F-150. Când a venit Robi cu ea, mi-am dat seama, bă, ce am făcut. E cealaltă. Oricum, când o să ne mutăm noi în state, peste 10-15, maxim 20 de ani. Deși văd cu una de-astea, cu un car scurele de detailing. Da, îi fac cu Ben în spate. Oricum, în America e o lume a customizărilor și a tuningului de... Păi și omul care oare în prezent vrea să și-o facă gen... Sau mai custom, știi, să facă mai custom, să-i mai pună un bulbar, o... Exact, ce e pe acolo, ce... Praguri din alea electrice. Ce se poate face la ea de... Am avut, nu mă știu, acum o lună, un Range Rover cu praguri de alea electrice, tot la fel. S-au stricat? Nu, nu s-au stricat, nu. Dar e chiar șmecher, știi, pac, cum ai pus mâna pe mâner și i-ai dat pe prima treaptă la mânel, deja ți-a ieșit. Dar am impresia că a venit din fabrică, așa. Păi și la Mercedes-uri sunt în chestie din asta, la... Da, la alea, ale mari. Te vântu afară, vezi că se simte aici. Facem o linsă cu Ford. Cu Ford, Ford versus Ford. Nu, știi ce vreau să fac aici? De asta s-au prins să treci tu la volan. Vreau să merg cu ea un pic așa. Știi că ni s-a spus că mașinile americane nu sunt stabile. Că nu virează, că nu știu ce. Uite, asta e la o viteză de oraș. Virează mașina. Adică dacă ai un obstacol, ți-a sărit ceva în față, îl poți evita, bineînțeles, respectând viteza legală, clar, la o viteză uriașă. Altfel, orice mașină. Altfel stau lucrurile. Dar în ciuda gabaritului ei, e incredibil de ușor de condus. Frâne bune, direcție care răspunde imediat. Ce să mai te las la volan, scoatem bățul și ne ocupăm de... Mă ocup de restul filmării de pe... Ia uite, pac! Poftim! Uite cât de în loc am tors. Ce cam un de 90-100. Uși deschise, uși închise. Mișto se aude. Ia du-te și accelerează un pic, chiar. Să-i luăm puțin sunetul. Oh. O limitează la 4000 de ture. Da? Bravo! Gata! Suntem în mișcare. L-am pus pe Dani la volan. Dani Mocanu de la Craiova, prietenul nostru, Robi. Face detailing-uri, băiat bun câteodată, da? Nu bea, nu fumează. Nu vorbește urât? Nu vorbește urât, exact. Opa. Bă. Scrumiera asta nu-mi place. Nu știu dacă vedeți. E făcută în China. Mă, ce frumos a auzit. Bă, ești nebun la cap. Oho! Da, bine. Clar are niște... limitări aerodinamice. Da? Merge. Nu, dacă te grăbești cu ea, merge. Însă, uite ce nu-mi place. Aici, la picioare, ai scoica asta pentru transmisie, care e mare, e uriașă și o vei simți un pic în mers. Dar așa nu. Scaunele foarte bune, foarte bune. Da, loc foarte în ea. Confortabile. Și vizibilitate
cât vrei. Adică nu sunt ca la alte mașini. Ce are, măi? Spații de depozitare, cred că poți să pui aici ce vrei tu. De orice dimensiuni. Salutăm radarul NATO și pe frații aliații așteptăm să vină cu cât mai multe Dodge Ram și F-uri 150. Te vezi deja pe la viteza asta, are o trepidăție. Bă, dar nu știu de la ce, ori de la cardan, ori de la cauciucuri. Bă, la roții, roțile astea nu sunt... Sunt și foarte greu de echilibrat. Da. E altă dinamică. Dar știi că ăștia capacele sunt lipite pe jantă. Ca la Opel. Păi... Nu, la Opel nu sunt lipite. Bă. Sunt ca niște capace normale, ăștia sunt lipite. Da, ba, s-o mai încet totuși. Vreau să depășesc un Opel. Da, s-o mai încet totuși. Nu, dar e foarte stabilă. E stabilă, dar e, senzația de viteză din ea e wow. Pentru că ești foarte, foarte sus. Asta din față și... mașina de-mi place mie cel mai mult și mai mult. Deci cred că e la plafonul ei, la limita capotei. Da. Mai e mult până departe. Am fost, nu mă știu, acum un an sau doi la munte, știi, cu oamenii pe la Rânca. Și era acolo un Ford ăsta, F-150. Dar tot la fel, varianta americană și modificat grav. Suspensii de alea nebuneli. Știu unde ajungea oglinda mea, a mea fiind foarte jos, ajungea la prezoane. Prezoane, hai mă, ce? Nu, vorbesc serios, la prezoane. Plafonul. La oglindă. Plafonul era pe unde se termina janta lui sau începea ripa, ceva de genul. Ce tare. Dacă nu bei tu dincolo, asta beau eu. Poți să bei. Deci chiar mă simt american în mașina asta. Beau Coca-Cola, am un șofer vedetă. De muzică hip-hop. O mașină extraordinară. Și cea mai celebră băutură din lume. Dragii mei, vă invit să gândiți capitalist și să fiți capitaliști în tot ce faceți. Lăsați trotinetele pentru chinezi. Văd că stăm bine la agricultura anul ăsta. Pentru jumătatea lui Marti, grâul a plecat. Uite, ce oră sunt ucigașe. Știi că e o vorbă în America despre lumea auto și despre șoferi. You are not man enough until you can handle a V8. Acum, Robi, tu posesor de Golf cu aliură de GTI și motor de cu GPL. Nu mai vine primăvara sau mai vine soarele, că ar fi fost... Cum mă, ieri a fost așa de frumos? Știu, dar uite, vezi, astăzi... Bine, luna asta, pe martie, e cea mai bizară, cumva. Chestii pe aici. Foarte mișto. Să știi cum ajung, foarte mișto. Chiar dacă, într-adevăr, nu excelează la materiale, la lucrurile astea, dar... Excelează la cum te face să te simți în ea. Da, mă, dar sunt moi. Pe asta zic, deci... Ia urcă-te într-o Toyota să vezi ce rigid de sunt, sau într-un Volkswagen, sau într-un Mercedes. Alo, care Volkswagen cu materiale tari, domnul? T-Roc, de care vrei să spui? Da. Asta totul e moale. Uite tare ce e pe ăsta, trimul ăsta. Trimul, exact. Dar în spate sunt moi. Adică au burete pe dedesubt. Da. Aici e un burete mai rigid și aici e un burete mai moale. Dar oricum totul e desenat ca la un camion. Clar, aici se pune accentul pe practicalitate. Deci că mașina asta stă în Texas, în Nevada, în deșertul unde sunt 60 de grade. Adică soare. Acum două săptămâni am făcut un Iveco. Zici că e un Iveco. Totul pătrat, totul butucănos. Și bordul, zici că e ăla de la Iveco, dar cum scot acum poza și ca ăla de la camion de la Iveco, e cam la fel. Numai că asta are un pic mai multe ghegete. Aș observa acum că comenzile pentru ștergătoare sunt ca la Mercedes. Da, maneta de la semnalizare, nu ai manetă. Și cheia seamănă cu aia de la Mercedes. Nu ai nimic la mâna dreaptă. Numai că e altă tehnologie în ea.
dar nu. Uite, ăsta e suportul pentru telefon. Pentru iPhone de ăsta de ai tu? Pentru orice telefon. Vedem cum se aude pe aici? Ce să zic? Las-o! Las-o că vreau, eu ziceam să scoatem un consum mai blând cu ea, știi? Ziceai, dar nu... Da. A, și să mergem pe sectorul ăla de drum din față, ăla de neam, am avut mari probleme cu limuzina. Cu asta chiar nu mai avea, asta e mașina pentru mers pe acolo. Da. Nu știu cum să numim episodul ăsta, monstrul. Monstrul american. Little car. Oricum e cea mai mare mașină pe care am filmat. Așa, așa îi spunem, cea mai mare mașină pe care am filmat. Să nu dai vreo groapă cu ea pe aici, știi să... Da, nu, încerc să le ocolesc. Pe care să ocolesc de aici? Sau vrei să ajungem acolo, să vedem acolo pe care o ocolim? Tanti, dă-te mai așa. Un șoferul de golf lăsat pe pământ cu roți mari și reduci la orice denivelare. Și cu mașină jos. Opa. Aici cetățenii, suntem în Texas, Texas. Uite vacile. A, uite bou cu Renault. Toată lumea începe să-mi spună așa. Când aveam garajul aici, aici, de fiecare dată... Nu mai lăsa încet la denivelări, că mașina asta nu are nimica. Sau din reflex. Din reflex de golf. De zic cu garajul. Când aveai garajul aici. Acolo, făceam coloana după mine tot timpul. A, că lăsai încet la denivelare. Păi de atunci e denivelarea așa? Cred că e de vreo 2 ani, 3 ani. Fai de capul meu, e bine. Dar nu e denivelare, aia e limita dintre... Dintre localitate. Dintre județe. Nu, că suntem tot în Dolj aici. Uite, vezi băiatul ăla cum ocolește pe acolo, pe mijloc. Băiatul ăla săracu... Dar are un golf, poate. Eu îmi amintesc prin 2016-2017, am prins exact când s-a asfaltat bucata asta de drum. Care ușa anotat trecut au asfaltat-o pe aici? Nu, nu, Robi, dar au asfaltat-o pe o ploaie torențială și dacă caut imagine s-ar putea să meargă, că am filmat și atunci. Filmează aici cât a gâldan. Pentru e fost, a, doamne, nu e fost 15, Dodge Ram. Deci uite-te că se înclină mașina asta. Aici dacă ai dat cu, cu orice mașină pe ploaie, nu, nu știi drumul, și a intrat pe aici cu un pic de viteză, caput. C'est la vie, les romanii. Ce zici, mă, pe aici? E că și ți-ți place mașina asta, observ. Da, mie mi-au plăcut tot timpul cele americane. Acum câțiva ani curățat una de-asta. Era închitit acolo, înfocat, mamă, Dodge Ram. S-ar capota 3000 diesel. What the fuck. E bun și 3000 dieselul de... Da, era varianta cu 3 locuri în față. Eu am mers cu 3000 diesel pe Grand Cherokee. Și nu mi se pare... E un motor de italien făcut, de VM motorii. Nu e... în urma celorlalți 3 litri europene, diesel. Clar, pentru America vei vedea benzină. Pe mașini de genul ăsta. Ba, ce drum, ce... Rugăm pe cei care sunt în măsură să reabiliteze aceste sectoare de drum. Poate mai găsim niște asfalt din ăla, furat sau nefurat. Și să... De aici au pus ciment. Bă, cred că aici era nevoie... Nu, e și terenul exact, foarte... Exact, un astfel ciudat. De drum era nevoie de terasament făcut ca lumea. Tu ai pus asfalt fără să-i faci o terasare și o, niște straturi de dedesubt care, cum trebuie, la revedere, se va face. Ia uite, s-a făcut praf pe aici. Da? Păi că avem un polo în față, totuși.
să-l urcăm în benă, să-l ducem la destinație? Nu, lasă-l să meargă. Să găsești un loc unde să oprim, să facem încheierea. Să nu uităm de cifrele din bord. Și eu sunt curios. 2 litri la 100, adică. La instantaneu? Da. Nu, 12, 16. Eu zic că cred că la mersul ăsta ia între 10 și 12. La ce am mers noi cu ea. Da. Acum. Eu pot să-i scot consum șmecher. De 30, 40. Am talpa grea. Trăiești pe picior mare. Bă, e un claxon totuși, că suntem lungi. Ori depășim, ori. Da. Facem aici la primărie? Fă, aici la primărie. Uite acolo niște camioane. Bag acolo, da. Și cum o întorci? Ieșim pe partea aia altă. Ah, da, bravo, da. Dă-o în partea cealaltă, acolo, treci. Oprim aici, în mijlocul bălții? Nu, nu, fără, să nu ne udăm. Da, bă, domnul Robi, până aici. Dă-o în pâr, dreaptă-i volanul, și ia apasă acolo, pe mâna ta stângă, pe sus-jos. Dă-i în sus, dă-i în sus, tot în sus. 13 cu 8. Destul de... Bă, nu stai că stai 2, dă-i mai deodată în sus. Stai că am greșit. 15. Ai piciorul greu, ce adid așa ia? Dă-le acolo, nu-i cu... Păi trebuie să te dea mai ieftin. Da. Bun. Cam asta a fost episodul cu o altă mașină impresionantă. Dacă aveți nevoie de Robi, face detailing. Da. Nu e greu. Nu e greu, nu de vă dau niciun indiciu. Nu e greu de găsit. Însă sper ca mașinii cum e asta să nu dispară niciodată din producție și americanii să găsească soluții să le păstreze și să le fabrice generație de generație, pentru că e exact cum ziceam, e un apogeu al mecanicii, ce se poate, ce s-a putut și se poate construi. Acum trebuie să mergem într-un Peco, să-mi iau un trabuc. Pentru că în mașina asta nu... Știi că americanii trebuie să stea cu trabucul în colțul gurii. Da. Dar trebuie să fim în America, Robi, așa că trebuie să ne gândim cum ajungem acolo și ce facem acolo. Da, spațiul interior, mai ales în spate. Uriaș. We'll be right back.
vedem cu bine în noi și noi episoade. Bye, bye!